Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Este vineri, începe weekendul, este ora 19, asta înseamnă că începe emisiunea Muzica Ta. Ne bucurăm de o nouă reîntâlnire, nu uitați, ne puteți urmări și online pe media.vrh.ro și totodată așteptăm telefoanele dumneavoastră în această seară la numărul de telefon 0232-209020, iar vă spun de pe acum că primele telefoane vor primi și ceva premii. Nu ezitați să ne sunați pentru că în această seară abordăm un alt gen muzical. Vom vorbi despre romanță, despre șansonete și mă bucur să o avem alături pe o prietenă dragă a televiziunii române din Iași, doamna Alina Mavrodin, care vine din Târgoviște. Doamna este directorul artistic al Festivalului Crizantema de Aur și nu e întâmplătoare prezența dumneaei astăzi aici la Iași, dar mai multe cred că o lăsăm pe dumneaei să ne spună. Bună seara, doamnă, bine ați venit! Ne bucurăm mult că ați poposit la Muzica Ta. Vă mulțumesc foarte mult. Este o mare bucurie pentru mine de fiecare dată să mă reîntâlnesc cu TVR Iași, cu publicul minunat din Iași, din Iașul studenției mele, din Iașul concertelor frumoase ale sufletului meu, din această cetate minunată care este în egală măsură și o cetate a romanței, pe care o să alătăm din marea cetate a romanței, Târgoviște, pentru că Târgoviștea rămâne în mod categoric cetatea națională a romanței românești. Anul acesta deja ne pregătim să-i organizăm ediția jubiliară 50-a a Festivalului Crizantema de Aur, un festival care din 1968 neîntrerupt a adus bucurie în inimile deloc puține din țară și din străinătate ale celor iubitori de romanță, de acest gen muzical de patrimoniu. Sunteți astăzi la Iași pentru că astăzi a avut loc o preselecție regională a acestui festival. Cum a fost astăzi? Cum au decurs lucrurile? Au fost concurenții? Au fost bine pregătiți? Au fost bine, a fost foarte bine. Ca de fiecare dată, TVR Iași, partenerul nostru, cel care ne ajută și în promovare și îi mulțumim foarte mult, așa cum mulțumim și postului Radio România Iași, partenerii noștri. Trebuie să spun că a fost o mare bucurie pentru mine să mă reîntâlnesc cu atmosfera profesionistă de la TVR Iași, cu care a fost organizat în parteneriat cu noi preselecția regională pentru Moldova, dedicată concursului de interpretare a Festivalului Național Crizantema de Aur. A fost ultima preselecție din șirul celor 7 pe care le-am desfășurat în România. Asta voiam să vă întreb, pe unde ați mai fost? Care au fost celelalte localități în care s-a desfășurat această preselecție regională? Am început încă din 19 iunie la Opera Română din Craiova. Am continuat la Centrul Național de Artă Tinerimea Română în 21 iunie la București. Am mers pe urmă pe malul mării, acolo unde am găsit voci frumoase de romanță, la Universitatea Ovidius din Constanța. Facultatea de Arte a fost gazda preselecției regionale din Dobrogea. A urmat preselecția națională a concursului de creație. Între timp, la București s-a desfășurat și aceasta pentru jurizarea și stabilirea finaliștilor concursului de creație. Aceasta s-a desfășurat la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, iar de miercuri am reluat preselecțiile regionale pentru interpretare la TVR Cluj, în parteneriat și cu Radio Cluj, miercuri 28 iunie. Apoi tot miercuri am fost la Bistrița, unde am organizat împreună cu Centrul Cultural Dacia din Bistrița primul concert din seria concertelor jubiliare, gala Crizantemelor de Aur, pe care sperăm să le continuăm în acest an jubiliar în toată țara și foarte curând și în Iași. Iar astăzi, așa cum spuneați, ne aflăm la cea de-a 7-a preselecție regională la Iași. Și a fost foarte bine, un juriu profesionist din care au făcut parte Constantin Florescu, trofeul Crizanteme de Aur, Crizantema de Aur, Carmen Olaru, directorul TVR Iași, George Vanvu, realizator de emisiuni la Radio Iași, doamna Steluța Gimiga, mare formator de voci și dirijor de corale studențești în foarte mulți ani la Casa Studenților, și alături de ei, bineînțeles, și eu în calitate de director artistic. La pian l-am avut corepetitor pe îndrăgitul compozitor de romanțe Constantin Bardan și cei 6 finaliști înscriși au avut parte de o atmosferă frumoasă și foarte serioasă de preselecție. Din păcate, unul dintre concurenți nu s-a prezentat la preselecție, au fost doar 5 în final și trebuie să spun
pentru cei care poate n-au înțeles prea bine regulamentul oficial al festivalului, că într-un festival național foarte serios, cine nu vine la preselecție nu urcă în niciun caz pe scena festivalului. Eu zic să povestim mai multe pe tot parcursul emisiunii. Acum vă propun și vă invit să ne încântați. Cu cea mai mare plăcere vă dedic o romanță absolut minunată și o fac în memoria reginei romanței, Ioana Radu, al cărui centenar îl vom sărbători de la nașterea sa, îl vom sărbători și noi anul acesta în cetatea romanței. Este vorba despre romanța Nu se poate, muzica Henri Mălineanu, muzică și versuri Henri Mălineanu. Ascultăm așadar, dragi prieteni, o romanță în interpretarea Alinei Mavrodin. Rămâneți alături de noi! Ți-am zâmbit și-am privit cum te-ai dus, dar azi când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas, azi mă întreb fără tine cum am să trăiesc, mă întreb cum am putut să te las. Nu se poate să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate gândul cel mai curat să n-am cui să-l mai spun. Nu se poate, nu e drept să fur ultimul galben al unui sărac. Făcuse comoara, să-i orbului băsul ce-l poartă pribeac, sau scripcarului să-i spargi vioara. Nu se poate să-i cer florii să râdă când calci peste ea. Nu se poate să-ți tropești drumul vieții cu lacrima mea. Nu se poate, spune-i că deși mi-a luat tot, îi dau tot ce mai vrea, fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas și să nu fii cu mine în ultimul ceas. Dragi prieteni, 0232209020 este numărul de telefon la care așteptăm să ne sunați și să știți că puteți câștiga unul dintre CD-urile doamnei Alina Mavrodin. Acesta este, vi-l arăt aici la cameră, este un CD despre care vom povesti în cadrul acestei emisiuni puțin mai târziu. Nu uitați să ne sunați! Așadar, în această seară, doamna Alina Mavrodin, pe lângă romanțe, va face un randevu al acestor surori ale romanțelor. Ne veți mai cânta și muzică fado și știu că a interpretat și șansonete, canțonete. În 1969, regina romanței Ioana Radu spunea la Târgoviște că ar trebui ca toate surorile romanței să-și dea un randevu pe scena de la Târgoviște. Chestiunea aceasta se tot întâmplă de câțiva ani și eu personal am făcut-o.
am dedicat chiar un album, acesta se numește Printre stele și e dedicat stelelor cântecului poetic european, în constelația cărora strălucește romanța românească, și dorim ca aceasta, în tocmai ca și surorile ei, să fie inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Este proiectul nostru al acestui mare festival național care are patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. În acest an se va desfășura în colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, cu Uniunea Muzicienilor din Moldova, și dați-mi voie să vă spun că transmit salutul organizatorilor tradiționale ai festivalului, Primăria și Consiliul Local Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Teatrul Toni Bulandra, și vă invităm într-un proiect minunat de turism cultural și religios la Festivalul Național Crizantema de Aur. În perioada 19-21 iunie vom avea pachete turistice, ziua vor putea vizita iubitorii de romanță bijuteriile excepționale ale turismului cultural și religios din Târgoviște, Curtea Domnească, Turnul Chindiei, dar bineînțeles marile mănăstiri, începând cu Mănăstirea Dealu, unde este capul întregitorului de neam Mihai Viteazul, și alte bijuterii extraordinare. Iar seara, la costum, la frac, la papion și în ținute minunate, vor veni la concertele de romanță. Reținem așadar că pe lângă doina românească, e foarte posibil ca și romanța românească să intre în patrimoniul UNESCO, și asta cu toate eforturile pe care doamna Alina Mavrodin le depune. Împreună cu organizatorii evenimentului. În această seară avem și invitați surpriză, dragi prieteni. Printre aceștia se numără și o frumusețe, un talent nativ pe care dumneavoastră l-ați cunoscut cumva pe scena cântecului popular. Dar iată că a surprins anul trecut, la cea de-a 49-a ediție, câștigând premiul special al Primăriei Municipiului Târgoviște, nimeni alta decât Vasilica Tătaru. Bună seara, bun găsit, dragă Vasilica! Ești atât de frumoasă, ești minunată! Bună seara, bun găsit tuturor! Bună seara doamnei director Alina Mavrodin! Bună seara tuturor telespectatorilor! De voie să spun că pentru această minunată rochie îmi doresc din toată inima și vă mulțumesc pentru privilegiu de a-i aduce mulțumiri doamnei Cristina Nichita, care mi-a oferit-o spre a încununa, ca să zic, și să mă încadrez în cadrul frumoasei romanțe pe care am bucuria să vă cânt în această Cred seară. Cred că, uite, pe ecran sunt și imagini cu tine din cadrul concursului. Probabil ți s-a mai adresat această întrebare pentru că a fost o surpriză prezența ta pe această scenă. Cum a fost apropierea ta de la folclor, la romanță, la trecerea la un alt gen muzical? Ce pot să-ți spun este că începutul meu mi se trage cumva încă din copilărie. Mama mea, vorbindu-mi despre romanță ca fiind cel mai exigent gen de muzică care poate fi abordat din muzica românească, și spunea că nu oricine poate să cânte romanțe. În primul rând trebuie să ai o maturitate a gândirii, a vorbirii, să conștientizezi clar ceea ce spui, pentru că romanțele sunt foarte profunde. Tot legat de asta de început, apoi pentru faptul că am ajuns să urc pe această minunată scenă a festivalului Crizantema de Aur de la Târgoviște, îi aduc mulțumiri domnului Bardan, Constantin Bardan, care m-a întrebat, în fine, eu mergând la dumnealui să-i spun că intenționez să merg la Crizantema de Aur, auzindu-mi timbru, mi-a spus, zice, Vasilica, nu ai vrea să cânți o romanță, pentru că eu urmează să fiu în concursul de creație cu o romanță în premieră și, uite, dacă ai accepta, m-aș bucura foarte mult să-i dai tu interpretare pentru prima oară acestei compoziții ale mele. Și lucru care s-a întâmplat la secțiunea de creație, mă bucur și mă onorează să spun că am obținut trofeul, adică locul întâi. Așa, președintele de juriului de la secțiunea de creație a fost nimeni altul decât marele Eugen Doga. Dincolo, iar un juriu foarte distins, ca să zic, a avut-o ca președinte pe doamna Florentina Satmari. Asta denotă că a fost o strictețe și mie bucuria mea a fost și mai mare. Dar și tu ai reușit să treci peste pragul emoțiilor și ai transmis ceea ce trebuia transmis prin cântecul tău, și te ascultăm și noi cu mare drag.
Este chiar o romanță a domnului Constantin Bardan. Se intitulează Nu mai veni și, din câte știu, doamnei Alina Mavrodin îi place foarte mult această romanță. Este o romanță superbă, premiul întâi. A obținut în urmă cu 3 ani această romanță. Tot la concursul de creație. Da. În regulamentul oficial al festivalului am introdus încă de anul trecut obligativitatea pentru concurenți de a-și alege și una dintre romanțele laureate la concursurile de creație ale festivalului, pentru că repertoriul de romanțe este foarte bogat, dar din nefericire mulți se cantonau în vechiul repertoriu de romanțe. Noi am lansat anul trecut la festival, am editat o culegere muzicală care s-a bucurat de mare succes, 100 de romanțe lansate la Crizantema de Aur, una dintre ele este această superbă romanță cu care Vasilica Tătaru a devenit laureata festivalului Crizantema de Aur și o felicit din suflet. Mulțumesc din toată inima. Vasilica, îți mulțumim că ai venit, te ascultăm. Și eu vă mulțumesc. Când lângă mine tu nu stai, mi-e dor de ce știi tu să-mi dai. Cocoritoții așa adunat, să-i schimb pe mângâierea ta. M-ai învățat cu nopți deja, în clipa mea vii tot mai rar. Dacă pretinzi că mă veni, dacă nu rămâi, când tu nu ești, sunt a nimănui. Nu mai vreau seri de așteptări, rămâi cumva în viața mea. Altă zi a mai trecut, te-am așteptat, n-ai apărut. Deși mai e, parcă spunea că altă dragoste nu am. Ce să fac eu cu vorba ta? Te vreau pe tine alătura. Dacă pretinzi că mă iubești, când tu nu ești, sunt a nimănui.
Felicitări, Vasilica! Mulțumesc tare mult! Dați-mi voie, pentru că să știți că nu întâmplător am avut ocazia să cânt această romanță. Se datorează acelui premiu pe care eu l-am obținut la interpretare, întrucât am avut această șansă, ca să spun, să imprim două romanțe cu orchestra Radiodifuziunii Române. Astfel încât bucuria mi-e cu atât mai mare, căci dincolo de trofeu, de premiu special pentru interpretare, iată că toți cei care ajung acolo sunt și ajutați pentru continuarea, eu știu, drumului pe vis-a-vis de acest gen de muzică. Încă o dată îi aduc mulțumiri, inclusiv doamnei director Alina Mavrodin, care, dragă Iustina, să știi că chiar atunci, înainte să intrăm în concurs, pentru fiecare a avut să ne spună câte un gând bun și o vorbă bună, și printre care cele două cuvinte pe care oricine o cunoaște pe doamna Alina Mavrodin, cu siguranță că o cunoaște și ca timbru cald și ca om, spunea tot timpul: Doamne ajută! Doamne ajută și ție, Vasilica! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc TVR Iași pentru că m-ați invitat! Cu mare drag! Și sperăm să ne mai revedem! Cu drag, oricând! Și noi te așteptăm mereu la Crizantema de Aur. Scena de la Târgoviște, iată ce voci minunate lansează, și să mai spună cineva că romanța aparține doar unei vârste și atât. Rămâneți alături de noi, că o să vedeți vârstelor. Că sunt și interpreți mai tineri care abordează acest gen și muzical. Și sunt interpreți tot mai tineri, o să vedeți. Alo, bună seara! Da, da. Bună seara, stimate domn! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Din Galați. Din Galați. Aveți o dedicație de făcut, un gând de transmis cuiva? Da, da. Vă ascultăm! Puteți da televizorul puțin mai încet? Da. Haideți, vă ascultăm gândurile. Da, da. Vasile. Vasile. Pentru Vasile vreau dedicație, da, da. Bine, atunci rămâneți alături de noi, veți asculta romanțe în această seară și nu numai, iar acest CD, dacă lăsați detaliile dumneavoastră în regie, va ajunge la dumneavoastră. Vă mulțumim frumos că ne-ați sunat, așteptăm și pe alți telespectatori să ne sune la 0232209020. Doamna Alina, haideți să ne întoarcem puțin la festival și poate să le spunem celor care nu știu și care vor mai multe informații, câte secțiuni are festivalul, cine va face parte din juriu în acest an, ce orchestre vor acompania. Festivalul este organizat pentru a asigura o înaltă ținută artistică a evenimentului. Trei orchestre profesioniste vor asigura acompaniamentul pentru cele trei secțiuni. Secțiunea interpretare se va desfășura împreună cu orchestra profesionistă Dor Românesc, dirijor Ștefan Cicu, secțiunea de creație, orchestra profesionistă Romanța a operetei, dirijor Lucian Vlădescu, dirijor și orchestratori. Toți aceștia sunt și dirijori și orchestratori de romanță. Iar pentru secțiunea Galele Crizantemelor de Aur vom avea de la Chișinău orchestra profesionistă Folclora Filarmonicii din Chișinău, dirijor maestrul Petre Neamțu, artist al poporului, om al romanței, și împreună cu aceste orchestre, cu fiecare dintre ele, vom avea și recitaluri și microrecitaluri extraordinare și concerte extraordinare, pentru că acest an este dedicat în integralitatea sa la ediția jubiliară a Crizantemei tuturor câștigătorilor trofeului Crizantema de Aur și a premiului întâi al festivalului. Și să știți că sunt voci remarcabile din țară și din străinătate, telespectatorii care vor urmări în direct festivalul datorită parteneriatului excepțional pe care îl avem cu Televiziunea Română. Vor putea avea ocazia să vadă participanți în concertul Ambasadorii Romanței din 12 țări. 6 dintre ei sunt laureați ai Festivalului Crizantema de Aur la edițiile internaționale, iar 6 dintre ei sunt mari artiști ai lumii care cântă și romanță românească. Din Japonia, din Statele Unite, din Finlanda, din Olanda, din Franța, din Serbia, Bulgaria, Rusia. Iată cum dați caracter internațional acestui festival. Da, el a avut în istoria sa și ediții internaționale. Eu însă sunt laureată unea dintre aceste ediții la secțiunea șansonetă.
Iubesc foarte mult și fadoul, iubesc foarte mult surorile romanței și din Rusia, și din Italia, și dar din acum, Serbia. Dar chiar acum ne veți interpreta o romanță rusească. Da, care a ajuns un șlagăr excepțional datorită Alei Pugacheva, dar ea este de fapt o romanță superbă, Asenie Listia. Vă ascultăm cu mare drag. Dragi prieteni, rămâneți aici alături de noi pe TVR Iași, ascultăm muzica Alinei Mavrodin. Stimate domn, cu ce gânduri la muzica ta? Mai întâi vreau să adresez felicitări pentru realizatorii emisiunii, doamnei invitații, cât și Vasilica Cătaru pentru interpretarea live. Cum vă numiți? Liviu mă numesc. Și de unde ne sunați? Din Iași. Din Iași. Da, cu cartier, Dancu, da. Noi avem pentru dumneavoastră, pentru că v-ați făcut curaj și ne-ați sunat în această seară, un CV cadou din partea invitatei noastre, doamna Alina Mavrodin. Veți găsi aici povești de dragoste. Aveți vreo dedicație? O admir pe doamna Mavrodin. Și noi. I-am urmărit frumoasa evoluție în lumea muzicii românești. Am îndrăgit-o de când interpreta muzică ușoară. Și interpretez în continuare. Și acum interpretează. Profesoară de matematică un timp.
Exact. Am absolvit facultatea de matematică din Iași. Și nenumărate și multe sănătate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumim foarte mult. Anul trecut am sărbătorit 30 de ani de la terminarea facultății și așa, mai în glumă, mai în serios, spuneam la cursul festiv că m-am străduit să reprezint cu cinste facultatea de matematică pe marile scene ale muzicii românești. Dar să știți că am avut cei mai mari fani printre colegii mei și printre profesorii mei și erau nelipsiți de la concertele noastre studențești. Mi-aduc aminte cu foarte multă nostalgie. Atât am un foarte mare regret că exact în acei ani TVR Iași și Radio Iași nu mai erau și mi-ar fi fost și mie de mare ajutor, așa cum văd că îi promovează acum pe acești tineri extraordinari, să fi... Apropo de tineri, ia, haideți să vedem cu cine ne întâlnim noi acum. O salutăm și îi spunem bună seara, bun găsit la muzica ta, Teodora Emanolache, studentă în anul al treilea la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și laureată a ediției 49 de la Crizantema de Aur din Târgoviște. Premiul al doilea. Premiul al doilea, da. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și pentru asta vreau să mulțumesc doamnei Elena Mavrodin, pentru că mi-a acordat încredere și m-a susținut tot timpul, chiar dacă am fost o mezină așa în familia crizantemelor. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și de aceea și anul... A fost o experiență. Tu ești exemplul viu că romanța nu are vârstă. Sigur și că da, romanța că... poate fi îndrăgită și de către generația tânără. Sigur că da, pentru că anul trecut chiar am fost cea mai mică din festival. Anul acesta am văzut că romanța a început să se descopere și în rândul tinerilor chiar anul acesta și mă bucur că am reușit să pătrund în această categorie. Uite, urmărim acum pe micul ecran și imagini cu tine din festival, din ediția precedentă. Alina, tu cum te-ai apropiat de romanțe? Teodora, cum te-ai... Scuze, am să-ți dau cum e la Paști. Cum te-ai apropiat de acest gen muzical? Am început cu domnul Florescu. Eram la un concert la Radio Iași, o schimbare de experiențe între mine și dumnealui. L-am ascultat și încet, încet am început să prind drag de acest gen. Ți-a plăcut și ai zis că ia să văd sigur cum pot face eu față acestei provocări. Exact. Și când am auzit că vine preselecția în Iași, am zis că să-mi încerc norocul și aici. Ea cântă de mică, dragi prieteni, cântă muzică ușoară și bănuiesc că o știți, cel puțin din emisiunile TVR Iași la care a mai fost prezentă. Sigur că da. Și prin această cale vreau să mulțumesc TVR Iași pentru invitație. Cu mare drag, Teodora, te ascultăm și pe tine. Ce ne vei interpreta în această seară? Voi interpreta melodia Iubirea noastră nu are apus a regretatului compozitor Titel Popovici. Și sperăm și nici seara aceasta să nu aibă apus, nici iubirile, nici muzica ta să nu aibă apus. O ascultăm, dragi prieteni, pe Teodora Emanolache. Frunzele toate șoptesc.
să revii la mine iar ca altă dată. Din priviri să-mi spui că norul negru ai alunat, ridică-ți fruntea, e soarele sus. Iubirea noastră nu are apus. Pentru mine ești doar mânie și bucurie. Prin viața ta și ți-a întunecat pentru o clipă dragostea. Ridică-ți fruntea, e soarele sus. Iubirea noastră nu are apus. Toamna în solfegii așteaptă-n prag, frunzele toate șoptesc cu drag. Vino la mine când pentru tine mai cred că nu te-am pierdut. Te aștept să revii la mine iar ca altă dată. Din priviri să-mi spun Teodora, felicitări! A fost o zi încărcată de emoții pentru tine, pentru că ai avut treabă de dimineață. Da, am fost la preselecții de dimineață, chiar dacă când am ajuns mi s-a spus puțin că nu pot participa, dar după am vorbit cu doamna Mavrodin și... Era dreptul ei să participe. În regulament scrie că numai după 3 ani în care ești laureat, 3 ani consecutiv, dacă ești laureat al Crizantemei de Aur, nu mai poți să mai participi. Dar Teodora anul trecut a fost pentru prima dată, este laureată, anul acesta a venit din nou la preselecție. Iar deși nu știm rezultatul preselecției, noi îți urăm mult succes. Sperăm mulțumesc, să fie cu Doamne ajută fie. Și în acest Doamne an ajută. Și poate o să obții un rezultat mult mai frumos. Mulțumesc, să dea Domnul. Eu, în primul rând, vreau să particip pentru experiență și pentru familia care este acolo, pentru că m-am simțit minunat la Târgoviște. Iată că se întorc toți cei care participă acolo cu mare drag pe scena festivalului. Eu vreau să spun că îi sorb din priviri pe acești tineri extraordinari. Sunt foarte încântată că ei s-au apropiat de romanța românească ca un vin spre judecățile. Exact, există un clișeu că romanțele sunt pentru bătrâni. Da, exact. Există un clișeu, dacă n-ai 40 de ani, dacă n-ai 45 de ani, n-ai ce căuta la Crizantema de Aur. Noi am coborât mult vârsta. Drept pentru care dumneavoastră ați și impus cumva o limită de vârstă. 18-40 de ani. Este totuși un concurs de interpretare. Nu am impus eu aceste reguli. Sunt condițiile festivalului, ale organizatorilor, iar noi vrem să întinerim foarte mult garnitura aceasta de noi voci ale romanței românești, oameni care să ducă acest gen mai departe, tocmai pentru că am descoperit o preocupare pare în rândul tinerilor și chiar a foarte tinerilor interpreți. Așa cum e Teodora. Cum e Teodora și cum vom vedea anul acesta încă și mai tiner decât Teodora, dacă așa ceva vă puteați imagina. Da. Da. Teodora, îți mulțumim tare mult mulțumesc pentru prezența în această seară invitație. Și te mai așteptăm la muzica ta. Cu siguranță, cu mare drag. Mult succes. Vreau mulțumesc. Să spun că rezultatele preselecțiilor regionale vor fi... Avem un telefon. Ne vor fi cineva anunțate pe... în câteva zile pe site-ul crizantemaur.ro. Haideți să vedem pe cine salutăm acum. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! De unde bună ne sunați? Da,
din Bacău, octogenară, vreau să o felicite pe doamna Alina Mavrodin pentru asedie Elixia, care mi-a mers la suflet. Mă bucur foarte mult, doamnă. O felicit, mai ales că a fost și cadru didactic de matematică, așa că și eu am fost la catedră și m-a răscolit extraordinar de plăcut și pentru vocea ei și pentru solidaritatea de profesie. Vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm că iubiți romanța românească și vă invităm la Festivalul Crizantema de Aur 19-21 octombrie. Negreșit! Cu mare dragoste. Aveți un album povești de dragoste. Ne arătăm amândouă așa în același timp. Vă mulțumim că ne-ați sunat. Urmăriți în exclusivitate la televiziunea română acest festival Crizantema de Aur în toamnă. Vreau să le mai dau câteva motive celor care doresc să vină la Crizantema de Aur din toată țara, să-și ia bilete, să viziteze în cele trei zile, să viziteze obiectivele turistice excepționale din Târgoviște, iar seara să vină la concertele de romanță și anul acesta mă bucur că pot anunța în premieră la dumneavoastră în emisiune. Consiliul Județean Dâmbovița tocmai a votat acordarea unui spațiu splendid în care vom realiza și vom inaugura în timpul festivalului Muzeul Romanței Românești Crizantema de Aur, unic în România, inedit. Muzeu pe care este cu totul inedit și muzeu pe care îl vom înscrie în lista muzeelor muzicii și ale genurilor muzicale din lume. Sunt 40 astfel de muzee în toată lumea, unul dintre ele, iată, va fi la Târgoviște și vă invităm să-l vedeți și să vă bucurați de acest muzeu minunat și de istoria Crizantemei de Aur pe care o vom reedita în acest an. Teodor Vasiliu, cel care a și prezentat 20 de ani festivalul, cel care este președintele și care vă este foarte aproape de suflet dumneavoastră. Romanței, exact. Ne povestiți imediat și cum v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră. Păi, ne-am întâlnit pe scena Crizantemei. Îi mulțumim frumos doamnei din Bacău care ne-a sunat și o invităm să revină cu telefoanele la Muzica Ta. Iar acum să vorbim puțin despre dumneavoastră. Ce este romanța în accepția Alinei Mavrodin? Romanța este un gen absolut divin, un gen muzical divin care numai prin această grație excepțională a reușit să treacă suverană prin această modă zbuciumată a tuturor genurilor muzicale și de fapt a făcut-o cu foarte multă generozitate pentru că ea este mama genurilor muzicale din România. Din romanțe avem șlagări ale muzicii ușoare românești, din romanțe avem creații minunate pe scena, pe scenele lirice ale țării. De la Festivalul de Romanțe au plecat pe marile scene ale lumii și în muzica populară, și în muzica ușoară, și în muzica clasică, voci excepționale cărora trofeul Crizantema de Aur le-a asigurat și un loc minunat. Și o salutăm pe Zorina Bălan, o prietenă dragă de-a mea, care anul trecut a câștigat trofeul Festivalului Crizantema de Aur. Acesta este rolul acestor preselecții regionale. Noi le-am reluat după foarte, foarte mulți ani. Ele nu s-au mai desfășurat, cred că nu greșesc, peste 20 de ani nu s-au mai desfășurat astfel de preselecții. Noi le-am reluat anul trecut, de când eu am primit această onorantă poziție de director artistic al festivalului și ținând porțile deschise prin aceste preselecții, am avut ocazia să întâlnim tineri minunați, voci extraordinare, cu o maturitate a interpretării deosebită, cu trăiri, pentru că, să știți, voci foarte frumoase au fost la Crizantema de Aur și anul trecut, dar diferența pentru podium a făcut-o trăirea, interpretarea. Romanța este muzica poeziei românești și dacă nu o interpretezi cu o trăire deosebită, nu ți este chiar atât de accesibil podiumul. Dumneavoastră, când v-a devenit accesibilă romanța? Când v-ați îndrăgostit iremediabil de acest gen muzical? Să știți că îmi puneți o întrebare foarte grea, pentru că eu m-am născut în lumea romanței. Sigur că nu cântam de la 3 ani. Cântam muzică ușoară de la 3 ani, dar pot să vă spun că în casa noastră se cânta romanță. Asta și pentru că televiziunea română, radioul difuzau foarte multă romanță și bine făceau. Părinții mei cântau romanță, eu îi acompaniam la pian și sora mea de asemenea. Iubeam romanța românească pentru că eu iubesc foarte mult și poezia. Și romanța este dedicată marii poezii
a românilor. Sunt mari poeți cântați în romanța românească. Eminescu, Boga, Minulescu, Vasile Voiculescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru și foarte, foarte mulți alții și, bineînțeles, poeți mai tineri care și-au câștigat un bine meritat loc în această galerie a creatorilor. Ne este dor să vă ascultăm. Și de această dată cu un alt gen muzical, fado, muzică portugheză. Da, mă provocați cu fado și mă bucur că o faceți, pentru că fadoul este deja înscris în patrimoniul UNESCO și eu astăzi o să vă ofer un fado un pic mai estival, așa, un fado mai modern, mai light, un fado însă extrem de frumos și o să vedeți că seamănă foarte mult cu romanța românească. Ei însă iubesc foarte mult fadoul, au încă cu mult înaintea noastră un muzeu al fadoului. Fadoul se cântă mult mai mult decât la noi, este foarte promovat de televiziunile și radiourile din Portugalia, sunt clase de fado în licee, în academii de muzică și despre acest subiect am discutat și noi la Ministerul Culturii. Dar facem și noi acest lucru, iată, da, în televiziunea română pentru romanțe. Exact, și dorim ca romanța să aibă clase și în academii și în licee de muzică și să o promovăm. Iar mai noi mult. Ne dorim să vă ascultăm cântând un fado. Doamnelor și domnilor, un fado în interpretarea invitatei noastre, Alina Mavrodin. Como eu, uma guitarra afinada, um voz bem timbrada e tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja ciúme à vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu e fazer como eu. Mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém obriga. Mas nesta vida final vendo bem nada mal, mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja ciúme à vontade. Passe na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu e fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu e fazer como eu. Andar canto fado. Când vrei să te simți bine, cântă fado. Exact. Și nu doar când vrei să te bucuri de viață, de cei dragi, cântă fado, nu? Când vrei să te bucuri de viață și de cei dragi în România, cântă romanță. Și cântă romanță, corect. Doamna Alina, dumneavoastră ați trecut cumva prin toate aceste etape pe care și Vasilica și Teodora le-au trecut. Ați umblat foarte mult prin festivaluri. În 1992 ați fost laureata festivalului pe care îl promovăm și astăzi, Crizantema de Aur, și atunci cumva, de fapt cu un an înainte, v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, Teodor Vasiliu. În 1991, organizatorii festivalului m-au invitat să prezint alături de Teodor Vasiliu, care era prezentatorul de marcă al festivalului Crizantema de Aur. Am fost foarte onorată să fac acest lucru și romanța ne-a unit. Și așa s-au născut poveștile de dragoste. În 1987 ați fost premiata cu trofeul festivalului de la Mamaia, un premiu foarte important pentru interpreții de muzică ușoară. Steaua fără nume și trofeul Mamaia, fără nume. Celebra emisiune concurs de televiziune Steaua fără nume și celebrul festival Mamaia,
două evenimente muzicale extraordinare care au lansat mari voci pe scena muzicală și care, din păcate, au dispărut. Eu regret și multă lume regretă acest lucru. Faptul că festivalul de la Mamaia a dispărut este o mare pierdere pentru muzica ușoară românească, iar cu atât mai mult festivalul de romanțe Crizantema de Aur, neîntrerupt din 1968 până în prezent, este cu atât mai mult un câștig și o emblemă a o mică curiozitate. Știu a scenei muzicale românești. Ați terminat facultatea de matematică. Cum s-a întâmplat această apropiere de matematică dacă dumneavoastră ați fost întotdeauna o îndrăgostită de muzică? Foarte pe scurt. Povestea este foarte lungă și nu pot să o rezum astăzi în câteva cuvinte. Ne bucurăm totuși că ați ales Iașul pentru a face facultatea, deși dumneavoastră sunteți originară din... Totdeauna mi-am dorit să cânt, așa au fost vremurile atunci, am făcut liceu de muzică, pian și violoncel. Îmi doream foarte mult să fac canto, pe vremea aceea era un singur loc la canto, până la urmă am ales facultatea de matematică, pentru că părinții mei au spus, auzi, dragă, fă și tu o facultate, să fii și tu profesoară, acum vrei să te faci cântăreață. Existau tot felul de prejudecăți, știți, întotdeauna au existat și cred că vor mai exista, dar eu le spun tinerilor interpreți să-și urmeze visul și încercări sunt în orice meserie. Important este să-ți urmezi visul cu multă credință în Dumnezeu, să muncești foarte mult și să fii foarte zmerit pe orice scenă ai urca. Să nu urci cu aroganță și să spui că ți se cuvine trofeul vreunui festival. Faptul că urci pe scena unui mare festival este cea mai mare minune. Vă mulțumim și cel mai mare trofeu. Pentru această seară a fost o onoare și o plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră și cred că și pentru cei care ne-au urmărit. Timpul a trecut nu știu cum și nu știu când. Vă mai așteptăm la Iași și mult succes în pregătirea festivalului. Ne uităm la dumneavoastră, vă urmărim în toamnă, bineînțeles, la televiziunea cu română. Cu mare drag și sper ca în curând să organizăm și la Iași gala Crizantemelor de Aur 50. Am vorbit deja cu doamna Carmen Olaru, directorul TVR Iași, și cu domnul Horia Agumeni și cu toți cei care iubesc romanța românească aici în Iași. Vedeți că sunt voci foarte frumoase și sper ca după Bistrița, concert care a fost foarte frumos, galele Crizantemelor de Aur, să-l avem și la Iași, cât de curând. Vă mulțumim tare mult, mult succes, Doamne ajută, vă invităm să terminăm această emisiune tot sub semnul romanței sau a tangoului, dacă nu mă înșel. Da, din cetatea lui Fernic vă aduc pe boltă când răsare luna. O ascultăm pe Alina Mavrodin în încheierea acestei emisiuni, anunțându-vă că echipa TVR, muzica ta de la TVR Iași în frunte cu realizatorul Horia Gumeni se pregătește de vacanță și vă așteaptă din toamnă în fața micilor ecrane. Eu sunt Iustina Irimia, m-am bucurat de reîntâlnire. Într-o lume în care putem fi orice, nu uitați, alegeți să fiți buni. La revedere! Încearcă să spună o melodie de tăcere și lumină. Tu lună, tu lună, ești sora tuturor acelor ce iubesc. Privind spre tine în obsenire, speranțe dragi-și făuresc. Pe boltă când apare luna, șoapte, când e noapte, și ieri și azi și totdeauna, cei ce se iubesc pornesc și braț la braț pe alei pustii își amintesc vechi melodii. Pe boltă când apare luna te aștept și eu. Când apare luna printre șoapte, când e noapte,
ieri și azi și totdeauna. Cei ce se iubesc pornesc și braț la braț pe alei pustii își amintesc vechi melodii. Pe boltă când apare lumea,